Bună ziua! Bună! Cum vă numiți? Blaga Vasile Iulian. Și spuneți-mi ce ați pățit? Păi am luat pe baza unei femei că îmi dă banii din mână și eu i-am luat două telefoane. Ați cumpărat două telefoane? Da, unul de la Altex iPhone și unul de la Flanco. Am contractele, pot să vi le arăt. Și acum nu știu cum mă descurca ca să... Dar cui ați dat telefoanele? Cine v-a spus? Gonciulea Daniela. Ea v-a spus să-i scoateți două telefoane în rate? Da, sigur. Și ea v-ar plăti ratele? Nu. Sau trebuia să le plătească? Niciun leu nu mi-a dat. Am înțeles. Na, ce mie îmi trage. Eu trebuie să dau. Vă trage din pensie? Păi nu îmi trage din pensie, mă duc eu personal. Cât aveți rata pe lună? Păi la un telefon am 300 și ceva și pe la 400 și ceva. Și valoarea? În total, cu dobânzi, cu tot, e peste 100 de milioane. Și ați luat legătura cu persoana? Păi hai, nu pot. Ieri m-am întâlnit cu ea și a zis că vine mai târziu să stăm de vorbă, că a venit Danemarca și nu mai veni. Am bătut la poartă și azi dimineață și nu deschide. Poliția ce v-a spus? Păi numai ca să mă duc să-mi dea actele. Nu, mi-au dat actele, i-am arătat, i-au făcut... O hârtie, o zic că să dă mai departe la tribunal, că vă face numai așa, pot rezolva numai prin instanță. Ce așteptări aveți de la poliție? Păi ce, să înainteze actele, ca să, dacă nu merge decât prin tribunal, n-am ce să fac. Că altfel, alte modalități n-am. Poliția a căutat-o la domiciliu? A căutat-o că a plecat în Danemarca, acum au venit de câteva zile. Mă înțeles. Și dumneavoastră acum plătiți ratele pentru... Da, tot am plătit și normal. Și telefoanele-ți la ea? Da, amândouă, cum să nu. Am înțeles. Și iPhone-ul și ăsta. Acum cât timp s-a întâmplat? Păi numai dacă mă uit pe ăsta, dar oricum anul trecut. Aproximativ. Cam anul trecut. 6-7 luni, 8 luni? Da, cam așa. Sau în 2020? Nu, în 2020, în noiembrie sau... Nu mai țin minte exact, numai dacă mă uit pe contract că scrie data. Am două contractele. Ratele pe câți ani erau făcute? Mi se pare pe, nu mai știu, 2 sau 3 ani. Că am zis să fie mai, să nu-mi trag atâta, să fie, să-mi tragă mai puțin. De fapt, eu dau din mână. Cum m-am luat mai pensia. Spuneți-mi odată numele dumneavoastră și unde locuiți. Blaga Vasile. Și locuiți pe strada? Dacia. Aveai cunoștință de următoarele aspecte, că păi ea s-ar fi ocupat... am aflat după ce i-am luat. Deci nu știai. Păi nu știam vecinii mei. Când o după avut, ce i-ai dat telefoanele, ți-au spus vecinii că ea păstește lumea. Vezi că ai încurcat-o, că asta, așa cu așa ceva se ocupă. Cunoști? Ai cunoscut că are probleme cu legea? Păi n-am știut. Că n-am știut, numai vecinii m-au atras atenția, mă, nu trebuia să faci treaba asta, mă, că pe mult s-o făcării. Nu.